Topirea intensă a zăpezii din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile au transformat municipiul Bălți într-un oraș pe ape, dar desigur nu într-o Veneție. Unele străzi și sectoare din cartierele orașului au devenit aproape impracticabile. Locuitorii Bălțului sunt indignați de situația creată și afirmă că autoritățile nu întreprind aproape nimic pentru a soluționa această problemă. Раньше были здесь стёки, сейчас их нет. Вот и всё мнение моё. Они забиты давно, и никто ими не занимается. Вам тяжело передвигаться как пешеходу? Ну, как вы думаете, если обрызгают, могут в любой момент. Mare dezastru. Cum sunt drumurile de la noi din Moldova, tare mare dezastru și... Ce măsuri ar trebui întreprinse pentru soluționarea acestei probleme? Drumuri FIO. Cam Europa și prin alte țări. Totuși, pe lângă persoanele nemulțumite de starea dezastruoasă a drumurilor și trotuarelor, sunt în urbe și orășeni optimiști, care acceptă lucrurile așa cum sunt ele. Я уже так давно живу, что было намного хуже. Намного хуже. Так что я еще рада, что это так. Topirea masivă a zăpezii a provocat apariția pe străzi a unor cratere ascunse sub ape, invizibile și periculoase pentru șoferi. Tot ies la Ibeală, care nu le-au remontat cu cum se... Instructorul unei școli auto din Bălți afirmă că din cauza drumurilor proaste, elevii se confruntă cu mai multe dificultăți în exploatarea vehiculelor. Studenta vă очень сложно, руль выпрыгивает из рук, попадая в яму. Объехать препятствие невозможно. То есть придерживаться своей полосы нереально. Во-первых, нету ни разметки, по всем полосам ямы. Ситуация очень, конечно, катастрофическая. Solicită telefonic Victor Priscu, maestru superior la întreprinderea municipală Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți, responsabil pentru soluționarea problemei date, a menționat pentru Nord News că lucrările sunt întoi în 6 sectoare ale orașului, unde muncesc 12 angajați. Pentru a face față situației dificile, de pe străzile din Bălți au fost trimise 9 autobasculante, 5 tractoare și un autograder. Amintim că pentru reparația drumurilor au fost cheltuiți în 2018 tocmai 25 de milioane de lei, dintre care 10 milioane au fost alocate din bugetul administrației publice locale.